Aseară, în platoul Capricile Iubirii, doamna Alina își dorea să nu mai participe la discuțiile din emisiune. E despre dumneavoastră materialul, dar aș vrea să tratăm totul cu calm și să nu mai fim așa agitați, că nu avem de nu ce să... Nu sunt deloc agitat, am ajuns la saturație. Vă înțeleg, cum zic eu, vă iubesc, vă respect, dar dacă e despre mine, iar nu-mi doresc așa ceva, n-am dorit să fiu implicată, n-am nimic cu nimeni, plec din nou, mă iertați, nu mai pot. Dar nu, vă rog, nu mai pot, dar sună normal, am mai zis-o. Nu-mi place să fiu implicată în niște prostii fără voia mea. Mă iertați și voi, vă las să vă desfășurați, dar nu mă mai implicați aiurea, că n-am nicio treabă. Mă scuzați, nu. Dar Biadaria și Robert se amuzau de situație, iar Marius dezaproba acest comportament. Oare femeia asta o observă, că de câte ori tu ai zis ceva, eu ți-am atras atenția? Nu, ok, bine. Punem posterul înapoi în casă. Gata, scoateți agențiile de la Dalps? Nu-mi place deloc când văd că își râde de mama ei cu două fete pe care le-a cunoaște de două luni. Mie nu-mi place imaginea asta. Nu-mi mor când mi se cer mie să fiu persoana aia mai matură. E ok, tot e bine. Posturi înapoi în casă, tot e ok. E clar că deja se fac grupulețe și e clar că nu putem fi pe placul tuturor. Dar măcar hai să ne respectăm și să nu ajungem să ne pierdem omenia unul față de altul. Mie nu o să poată nimeni în viața asta să-mi pună stop la idei. Dacă vreau să mă duc la un om să-i zic de 11.000 de ori că e prost, mă duc și zic. Bine, de iubitul meu ascult. E gata, mă, că mă ridic și nu și plec. Ia că nu mai place conversația asta. O să încep să iau exemplu de la Adrian. Văd deja de câte ori a ieșit din platou să mor eu. Gata, Daria, gata, nu mai vreau să te aud. Bă, nu, dar altcineva dacă iese din platou, iubitule, pe noi, de ce nu certă că dacă iese cineva din platou, din respect pentru fanii noștri, mic frumos compozitând și se, pentru nu știu ce, din astea pedepse, dar mamele au voie. Pentru că mamele altfel au altă prioritate, au alte... Ai capul meu, nu pot să cred. Nu toate. Eu nu țin să mă respecte și să mă pleacă nimeni și cu atât mai puțin să fac pe placul cuiva. Efectiv, ignor. Ceva. Eu nici măcar nu mă mai uit în fața, în ochii lor, la niciuna. Chiar nu mă interesează. La niciuna, nu mai am nevoie de absolut nimic. Eu mi-am dat seama, mi-am făcut propriile păreri și știu clar că nu am nevoie să stau lângă oameni lângă care nu mă simt bine. Și pot să creadă despre mine efectiv tot ceea ce vor. Eu aș putea să vin cu argumente pro și contra. Aș putea să vin să zic că uite de ce am... să mă justific într-o oarecare măsură. Dar simt că efectiv îmi pierd timpul și îmi pierd starea pozitivă pe care aș putea să o am dând explicații și pe care ele efectiv nu o să le înțeleagă pentru că... Nu ele pentru că nu pot, nu au capacitatea, lor. pentru că nu vor. Pentru că e clar că există o antipatie față de mine. Lasă-mă că e un teatru total și mai ales faptul, le-am văzut aceleași două personaje și când era vorba de curățenie la noi în casă. Sunt trei, nu. Atunci erau două. Aoleu, Victor, aoleu, nu știu ce, mamă, că nu suport, mamă, cât mucegai. Și s-a făcut din țânțara în măsar și un teatru de ăsta de parcă era acolo hepatita C, sida, sifilis. Toate bolile se terminaseră la noi în sufragerie. Atâta, deci teatrul de ăsta ieftin și fața, dar e când face, când lasă-mă că ăsta e teatru ieftin. Eu mă uit ca la două oi care mă plescăie la aceeași mână de iarbă și behăie una la alta. Dar asta nu-i nimic. Tot în platou se dezbătea și falsitatea Ioanei invocată de Daria, Bia și Luiza. Până să te votăm în gală, nu ai avut absolut nimic de comentat. Până să vorbesc cu doamna Nina afară, când efectiv plângea și am simțit nevoia să mă duc lângă ea, toată exact așa cum simte ea. Păi și ce-i greșit în asta? Păi nu mai zic dar că vrei să fii imparțială și nu ești imparțială. Dar cu ce te deranjează pe tine? Să alin suferința cuiva te face imparțială într-o situație sau alta, Daria? Sau superficială? Să spui ceea ce dă bine la cameră te face. Te așează... Exact.
Ia spune doar să dea bine la cameră. De unde știți voi că face treaba asta pentru că ea crede că așa dă bine la cameră și nu face? Și poate așa gândește Lia, persoana ei, pentru că peste tot era la toate materialele și apărea tot timpul la cameră. Despre Bogdana și doamna Lucica le-au făcut în fel și chip, după aceea s-au dus la ele, le-a ținut parte. Despre mine nu m-a făcut în fel și chip, după aceea s-au dus la ele. Tu ai prins glasa Adrianei după ce ai venit afară, că n-ai le zice nici bună la fetele astea. Ce ai făcut? Liniștește-te, că eu sunt calm. Ideea e că nu e una dusă cu capul, sunt mai multe. Îmi pare rău că plâns pentru trei bărbați și pentru tine. Dar mă gândesc și voi pic de obraz, așa, nu vă iei. Păi să poți nimeni cu gura pe ea, dar de ce le iei tu așa, că nu s-o păi așa vreau să le iau, uite, și vreau să vă spun și eu treaba asta. Păi oricum totdeauna le iei, te victimizezi și le iei ca și cum toată lumea ți-a ia de tine. Și voi sunteți fete și voi sunteți domnișoare, aveți alte treburi de făcut. Tu vezi de contractele tale, tu vezi de treaba ta, Marius. Tu vezi de treaba ta, Marius. Aveți alte treburi de făcut. S-a găsit foame aici, invidia și paguba să discute. Dar Bia și Daria continuau cu mici răutăți. Să mergem pe Antena Play să clarificăm totul. Da. La Caprici timpul e prea scurt. Hai pe Antena Play. Antena Play. Hai că mai primim 3 scrisuri și mai plângem un pic. Aoleolo. Mă duc să-mi fac mâncare. Haideți la masă, copii. Așa nu merge. Că foamea... Cum era, mă, foamea? Foamea necază și pomana. Omul, se vede și asta vreun model de urmat în viață. Se vede vreun tot model și Luiza asta. Deci mă uitam la materialele astea, ca niște cați am fost zilele astea. Sunt niște terminate. Mai merem un pic pe stăgar, ne uităm la capra lui și mie și o comentăm. Atât aștept să facem. Mamă, nici n-ai putut să vorbești de el. Mă, și da, se poate că... Păi stai să ies de aici, să vezi atunci ce jignește. Da, o să meargă pe Antena Play să zică la Caprici n-am apucat să vorbesc pentru că se erau toți până, dar noroc că avem Antena Play. Apreciez foarte mult că te-ai băgat pentru mine și că mi-ai apărarea. Dar crede-mă că eu pot să dau răspunsuri suficient de mature și suficient de normale încât, efectiv, el o să mai vorbească despre mine. Asta să fii sigur. Și o să facă glume și o să... Eu trebuie să fiu foarte bine psihic. Ori mă cobor la același nivel ca și ele și mă cer ca o nesimțită și ca o, cum probabil ele sunt obișnuite să se certe afară sau efectiv să le ignor. Și este controlat ca o marionetă. E, mie mi-e milă, sincer, de Marius. Fiecare om oferă ceea ce au un suflet. Le place, la și ele asta au un suflet. Și asta e educația primită de acasă. Și le și place, le face plăcere. Lasă-mă că... Ele duc lipsă de atenție, eu nu știu, stau și mă gândesc, ori iubiților nu le oferă suficient de multă atenție, de ce ele stau și se uită de câte ori mă duc eu la Antena Play? Eu dacă mă duc la Antena Play, mă duc să le mulțumesc oamenilor pentru cadourile pe care mi le trimit aproape zilnic. Când am mulțumit. Și o să mă duc, abia apuc să se deschidă ușile, să mă duc de 3 ori pe zi cu tine la Antena Play. Care, deci eu dacă vreau, merg de 3 ori pe zi la Antena Play și mă doare fix un de... ce zice lumea și dacă eu vreau să vorbesc cu oamenii de 3 ori pe zi, vorbesc. Și nu trebuie să dai vreo justificare sau vreo explicare pentru explicație pentru chestia asta. Mi se pare normal, dacă se mai vorbește despre mine, să nu te mai bagi, pentru că nu vreau să te cerți cu băieții. Eu, lasă-le să, că crede-mă că eu dacă vreau să fiu puternică, pot. Mie de ceartă cu cine? Doamne, ferește. Ideea e alta. Eu nu vreau să te văd pe tine că te justifici pe aberațiile astea, pentru că dacă e să zic sincer, poate să îi mai dea 3 guri și 10 creiere lui Bia și să o pună și pe X2 la fast să se miște și să vorbească de 10 ori mai repede, de 2 ori mai repede, tot nu ar ajuta-o și n-ar compensa-o cu sufletul tău. Să mă lase pe mine cu aberațiile astea și acum m-am săturat să le văd așa vorbesc ca două oi care behăie una la alta. Păi m-am săturat de ele, să le ascult. Uite, singurul lucru care a fost adevărat din ceea ce el a spus, eu mi-asum, eu n-am de ce să mint, într-adevăr, în mașină. Exact după ce s-a întâmplat atunci de te-ai descălțat și te-ai dus pe pietre, de te-ai învârtit pe acolo. Azi, băi, omul ăsta din ce gesturi a făcut mie nu mi se pare sănătos la cap deloc. Eu l-aș trimite la un terapeut. Asta e adevărat, am spus. Mai crezi asta despre mine? Normal că nu mai cred asta despre tine, pentru că te cunosc pe tine ca om cum ești acum. Eu mi-am făcut o părere despre tine doar din ceea ce vedeam de la distanță, atât. Ceea ce e total diferit. E un lucru care îl urăsc și nu-mi place și nu mi-a plăcut niciodată să am lângă mine o iubită care bârfește. O iubită bârfitoare. Nu mi-a plăcut în viața mea bârfa.
Da. Nu-mi place. Nici mie. Da. Nu-mi place și eu urăsc. Avem viețile atât de interesante încât putem să povestim despre unul despre altul. Unele femei chiar le place să bărfească rău de tot. Sunt țațe. Bă, m-am oferit de genul ăsta de femei toată viața mea. Și dacă vrei să mai zic și câte ceva și de Robert și de cine vrei tu, zic. Eu am fost efectiv, am fost ieri la Luiza și am scătrea și am vorbit atât de frumos. Am scătrea, mă, fată, eu... Lasă-mă și cu Luiza, se vede vreun model de copiat și ea, se vede vreun catalog de femeie, termină, un exemplu. Te rog! Păi lasă-mă și cu Luiza, că o aud și pe Luiza ce aberații scoate pe gură, mă machiezi, te machiezi și tu. Păi ce crezi, toate fetele se machiază. Toate fetele gătesc, toți din casa asta bem la party, am băut un pahar, nu te-a copiat nimeni pe nimeni, draga mea. Ce aveți de împărțit? Ce faceți, doamna Nadia? Vă plimbați? Ce aveți de împărțit, ca să înțeleg și eu? O să dau eu ceva la Marius, rapid. Adică la tine mă așteptam să începi. Referitor la faptul că am ieșit de la Capricci și a spus Bia că ce are femeia asta, că nu înțelege și nu știu ce. Se referea la Raluca. Dacă erai atent la Capricci sau la emisiune vreodată, ți-ai dat seama. Că ei își dau prea mod. Așa, și tu Marius, numai așa ca idee. Când ele au adus totuși argumente ca să spună chestiile alea, tu ai ales să jignești. Care automat te-a făcut să pierzi tot. Da, Robert, mulțumesc. Cu mare plăcere. Mulțumesc că m-ai adus. Bun, stai un pic. Una este să argumentezi, alta este să bârfești. Sunt două chestii diferite. Adică râsul acela sarcastic, comentariile alea, toate chestiile alea sunt, hai să fim serioși, bârfă. Și v-am spus ieri, nu trebuie să ne ascundem și să o îmbrăcăm în cuvine. Bârfă e bârfă oriunde o faci. Păi, da, ne-am asumat faptul și da, i-am dat replica acum lui Robert cu argumente și jigniri. Păi, da, nici jigniri nu sunt ok. Păi, ai bine, nu te băgai, serios. Mai bine o să ai pe Ioana, că cred că tranșa mai elegant situația. Bun. Ceea ce am de adăugat la acest lucru e faptul că eu mi-am asumat faptul că două zile la rând împreună cu Daria am bârfit exact ca la piață, că i-am zis și ei. Am adus... Bine, s-a transformat în bârfă. Inițial am vrut să-mi exprim părerea despre Ioana, după ce m-ați întrebat în live dacă cred în relația lor, și am zis să justific să vadă toată lumea de ce nu cred în relația lor. Și da, am bârfit cu Daria pentru că cu Ioana nu aveam de ce să discut, că nu am nicio legătură să discut și tot am vrut să-mi exprim părerea. Dar nu înțeleg ce spuneai cu doamna Anina, că atunci că, când nu-ți convine să pleci, te ridici și pleci, la doamna Anina băteai. Nu la aia se referea. Dar la ce? Nu înțeleg. Nu, la primul lucru când am ieșit la Capricci pe ușă s-a referit. Ah. Nu mai știu. Dar te-ai referit și la doamna Alina, asta am vrut să... Da, dar după aia, când de fiecare dată când Daria exagerează sau întrece limita, aici poate să zic că ea mereu. Și mamele, fetelor au un statut special, în sensul că mamele nu sunt concurente, ce să vezi. Da, de asta mamele uneori pot să se și odihnească. Mamele, na, nu le penalizăm dacă se ridică în live și pleacă, îmi dau o supărare, că... Voi sunteți concurenți. Și nu m-am referit nici la doamna Nea, atunci când am zis că plec, m-am referit la Marius, pentru că Marius la Capricci a zis că nu mai vrea să asculte și pleacă. Da, dar de plecat doamna Anina pleacă. Nu, deci Marius s-a ridicat ca să plece și l-a oprit. Nu a oprit doamna Gabriela. Nu a fost faza legată de doamna Nina, a fost faza fix de Marius ieri la Capricci, că a vrut să plece, îi spunea Ioana. Și ca să vezi că nu la asta te-ai referit, pentru că imediat după asta a fost comentariu Dariei de mame, înainte comentariul ăsta cu mișcarea. Pentru că Daria face anumite comentarii la care eu nu pot să-i pun stop, dar eu de câte ori am făcut, i-am atras atenția, mai ales n-a fost vorba despre o mamă. Și aici poate să recunoască. Deci s-au dat două, deci cronologia evenimentelor care s-au întâmplat a fost prima dată cu doamna Nina care s-a ridicat, iar peste jumătate de oră am intrat noi cu subiectul cearta între fete. Și ele au discutat în pauza dintre materiale. Exact. Cu ridicatul. Deci s-a înțeles. Și eu am făcut gestul ăla că vreau să mă ridic pe canapea în a doua parte. Eu nu înțeleg ce aveți de împărțit. Adică Ioana de o parte, stai un pic Marius. Lasă-o pe Ioana acum, te rog. Nici eu nu știu ce avem de împărțit. Daria, Bianca, Luiza, de la ce a pornit asta? Că eu nu mai știu. Doar mi-am exprimat părerea. Și la fel a venit Ioana și eu i-am spus lucrurile astea în față, nu m-am dus. Adică nu s-a, care e miza acestei dispute? Da, Luiza, de argumentele pe care mi le-ai dat nu au fost plauzibile absolut deloc. Și am venit că să vorbesc cu tine că de la om la om. Ce nu ești. Pentru mine, când încerci să par ceva ce nu ești... Și care a fost motivul pentru care tu ai crezut sau crezi în continuare, rectifică, sunt falsă? Pentru că mi-am făcut ciorbă exact când ți-ai făcut tu, pentru că mă machiez cum te machiezi tu, nu că pentru că ți-am spus... Nu, că faci niște lucruri pe care când
am venit eu aici, tu nu le-ai făcut. Adică tu nu mă chei mamele, nu mă chei Păi dar nici acum nu mă chezi mamele. A venit doamna Maria odată sau de două ori de m-a rugat și doamna Nadia a venit la mine și a zis: "Nu mă faci un pic cu fond de ten, cu blaș." Păi dar cum să nu te fac? Pe care ți l-am și spus. Asta e, n-am mai auzit. Concurs de machiaj, mame, și cum, de făcut ciorbă, cum? Și da, că am făcut ciorbă pentru că a făcut și ea, pentru că eram într-o sâmbătă la bucătărie și okay, Luiza a ajutat mamele. Și mi-a mai spus că și dacă ar fi fost așa, ca ea să facă anumite lucruri, pentru că vede ceva bun în mine. Am zis ce a fost greșit, chiar dacă m-am luat după, dacă m-aș fi luat. Ai fi un influencer, ceea ce e bine. Okay. Ziua de azi e la modă să fii influencer. Consider că dacă vezi ceva bun într-un om, tu vrei să te apropii de el și să iei ceva bun. Să zic așa, dacă ea m-a văzut pe mine, să zicem că a zis că sunt ok și că mă vede o persoană ok. De ce te distanțezi? Dar nu m-am distanțat. Ba da, tu efectiv știi foarte bine când de multe ori am stat amândouă în dormitor și plângeam că ne e dor de părinți sau alte multe lucruri. Ok, dacă asta te încălzește, să știi că ești modelul meu în viață și că doresc să fiu ca și tine. Nu mai iau partea Ioanei, dar nici eu nu prea am timp să stau cu ei pentru că îi las să-și petreacă timpul împreună. Atunci când mai stătea cu tine, nu era atât de prinsă. De supărare că nu mai stă Ioana mult timp? Nu. E că are legile că lui nu înțeleg de asta. Și la fel, nu, dar pur și simplu am văzut... La Bianca aș putea înțelege, că acum și eu să fiu în locul ei și pe mine poate că m-ar deranja apropierea unei alte fete cu viitoarea mea soacră, în condițiile în care, să zicem, că n-aș avea o relație bună cu viitoarea soacră. Deci noi aici pot să înțeleg, este un om subiectiv. Ei, dacă nu asta nu pot să cred. Deci, vecilor, se înțelege cu doamna Nina și Luiza s-a înțeles cu doamna Nina. Eu mă înțeleg foarte bine cu Luiza. N-are nicio legătură. Am explicat în materialul care s-a dat ieri tot ceea ce m-am observat la Ioana. Că tu mă proiectai înainte să intru în emisiune. Ce făceam? Mă proiectai. Adică m-ai descris de la cap la coadă cum sunt, până și numele și tot. Și care stai că nu? Făceai glume la adresa lui Robert, că plecăm împreună toți trei în Oradea. Hai să, da, vrei să... Ba chiar ai jignit-o. Și cu Daria am zis că ba chiar ai jignit-o, ai făcut niște glume proaste, că iau pe Ioana că e mai ieftină, de parcă tu... Eu, acum înțeleg, nu, acum înțeleg și chestia aia subtilă de ce Ioana e fină, pentru că tu îți măsori iubirea în ce crezi, în chestii materiale. Bine, vedem după. Adică, Marius, tu nu înțelegi. Dacă tu vorbești de relația noastră că este falsă, Bia, vreau să zic și eu decât că și iubirea ta e falsă și știi de ce? Așa ce este. Crezi? Nu-ți condiționezi iubitul așa pe bunurile lui și familiei lui? Marius, tu te bagi într-un subiect care n-ai habar ce vorbești. Semn de certitudine pentru sentimentele lui și pentru pentru exact siguranța, Marius, pe care ți-o oferă. N-are nicio treabă. Dacă vrei așa să-l iei exact așa omul, Marius, care este, construiești cu el și de aici încolo Dumnezeu cu voi, înțelegi? Bun, deci în concluzie, ca să înțeleg, nu e nicio miză între... Marius, tu n-ai idee ce vorbești, tu nu știi subiectul. Nu, lasă că am văzut pe material discuția voastră. Vezi pe material, tu nu știi mai nimic. Am înțeles, tu știi zero. Am înțeles suficient cât e de... Nu înțelegi, că tu nu înțelegi nimica. Bine, Robert, bine, că înțelegi. Marius. Văd că ai experiență cu femeile. Asta a fost o jignire, da, Robert. Da, adică, omul... adică ce vrei să spui, că el nu înțelege? Iar de jos, tot te-a de jos, să știi pe tine, să știi, nu zice nimeni pe nimeni. Ce zici?